este foarte clar pentru toată lumea că a fost un război provocat de Federația Rusă, un război nenecesar care a adus și aduce pierderi de vieți umane, aduce deci acest flux de refugiați, aduce consecințe politice și economice majore pentru toată lumea. Vedem o rezistență admirabilă din partea Ucrainei, care își apără, de fapt, independența, suveranitatea, capacitatea de determinare, deci așa numitul principiu de self-determination, da? Capacitatea de a-și alege parcursul și viitorul, și cu siguranță susținem această prestație și a președintelui, a autorităților, dar în special a poporului ucrainean.